Vă pe toți astăzi reacționăm la melodia care a rupt TikTok-ul, efectiv, că n-aveam cum. Intram pe TikTok, dădeam două scroll și auzeam, eu Golantu, fată bună, știi, și tu ne-am potrivit. Și o să reacționăm pentru că astăzi a scos Inui Sebi piesa Abu Dhabi. O să reacționăm la ea, o să vedem dacă ne place sau nu. O să fiu cât se poate de sincer, chiar o să încerc să fiu super, super sincer. Înainte ca episodul nostru să înceapă, nu uitați, rupeți butonul acela de like neapărat să facem la episodul ăsta, bă, multe like-uri, sincer, chiar multe, multe like-uri. Dacă facem două like-uri, eu sunt cel mai fericit om după planetă. Nu uitați de altfel să vă abonați la canal sau să dați acolo pe clopoțel toți cei care sunteți noi. Că sunteți mulți noi, stau și vă văd, vă simt așa. Și mă găsiți pe Instagram, Andreus Matey. Follow acolo toate fetele frumoase și toți băieții șmecheri. Vă pup și hai să trecem în reacție. Let's go. Bun, deci stai așa, stai așa. În primul rând, cred că e directed by Văru Cipirau. Da, e directed by Cipirau și edited by Rafic. Rafic cine? A, Rafic e, e tot băiatul ăla flot, așa a schimbat numele. În fine, în fine, hai să continuăm, să continuăm. Mi-a și l-a agățat, am venit să fac o piesă, că m-am îndrăgostit, nu știu cum să vă zic, dar mi s-a pus pata pe una rău de tot. Ia vezi că i s-a pus pata la Inui Sebi pe una rău de tot. Vedeți care din voi e alea de care a făcut TikTok-ul, că probabil e una după TikTok, eu așa presimt, așa simt eu, hai să vedem. Și după ce o să audă piesa asta, mamă, băi, ce videoclip. Popcola, frumos. Popcola, sponsor me. Păi își fac și un clip cu Brawl Stars. Ia vezi. Mamă, ce, mamă, ce top sunt Air Force ăștia. Stai așa puțin. Mamă, cât de top erau. Bă, da, e cadru. Da, sunt custom, mă. Dar nu sunt Air Force. Sunt Air Force? Sunt Air Force, mă, sunt Air Force. Mi s-a părut că sunt top fighter, dar e mare Nike-ul acolo. Sunt de la țară rău de tot, v-am zis, mă, scuzați. Eu Golantu, fată bună, știi, și tu ne-am potrivit. Asta e aia de pe TikTok, ce-n partea asta. Îți dai seama și ce copii, unde vrei acolo mergem, te duc și în Abu Dhabi. Te-aș pune pe primul loc, tu ca alta nu ai mai fi. Pentru tine ai trăit, pentru tine ai mă, e bună, e ok refrenul ăsta, e catchy, gen. Îmi place și videoclipul, gen, am făcut video, omul și-a dat seama că e pe filmul ăla de dragoste de alea, a făcut videoclipul mai frumos, așa, mai investit mai mult în el, știi, pe stilul ăla de film, gen, nu e pur și simplu, sunt niște cadre la cameră când cântă, știi, mai pe film, așa. Da, e tare. Pentru tine aș minți, pentru tine aș găti, pentru tine aș face orice dacă te-ai îndrăgosti. Pentru tine aș fi doar Sebi, n-aș mai fi și înăi. Și m-a întrebat frate meu ce-am... Aia uite, m-a întrebat frate meu. De mă comport așa, i-am zis că mă îndrăgostesc, m-a dat una de belea. Femeia mea... Bun mă clipul, bun clipul, îmi place până acum, hai să continuăm. Ca cica mea, nevastă mea, cumnată mea, nici nu-mi pasă cine ești, eu vreau doar tu să fii a mea. Ce-ai făcut fata din mine, nu vezi că înnebunesc, să mă faci să o iau razna, să nu mai bagă bonțes. Să ne îmbrăcăm la fel, să mergem la lăutari, azi dedicație în euro, mâine promit că-n dolari. Dedicație în euro, mâine promit că-n dolari. Bă, momentan piesa e destul de ok, e pe filmul ăla la care mă așteptam, n-a schimbat cine știe ce mult din refren, gen. Da, piesa trece cum merge cursiv, cum ar trebui. Merge mai încolo și să... Băi, ești nebun, merge mai încolo. Stai că am dat pe scena greșită și să vedem, poate... M-am pus și roșcate, ia. Brunete înalte, blonde tatuate, siliconate. Păi cum o brunete, roșcate, alea? Păi n-ai zis, bă, Sebi, că-ți plac numai blondele? Că mă rupe lumea în comentarii, că am zis eu la un moment dat că îmi fură Inui Sebi. Mi-o fură pe Andreea Bostănică și mi-au zis toți, băi, nu ți-o fură, stai, știi că la Sebi plac blondele. A zis Sebi că îi plac blondele undeva. Păi n-ai zis mă Sebi că îți plac blondele? Păi blondele atunci, numai groșcatele astea, ne supărăm. Lasă-le numai pe blonde, că mai rămân, blunetele rămân la mine. Hai că rămân la mine, le iau eu, mai rămâne și mie una, două acolo. Pe toate, dar pentru tine o să le dau la o parte. Eu am tu fată bună, știi, și tu ne-am potrivit. Eu frumos și tu frumoasă, îți dai seama și ce copii. Unde vrei acolo mergem, te duc și în Abu Dhabi. Te-aș pune pe primul loc, tu ca alta nu ai mai fi. Îmi place că i-a tras cineva și... Cum se numește? Și adlipurile astea sau cum se numesc astea? Am uitat cum se numesc, am mai făcut și eu odată o piesă la viața mea și mi-a zis băiatul ăla de mi-a făcut Mixmaster-ul cum se numesc. Dar sunt mișto gen. Uite, voci adiționale așa, uite, Diana Astrid, am înțeles. Pentru tine aș trăi, pentru tine aș muri, pentru tine aș minți, pentru tine aș găti, pentru tine aș face orice dacă te-ai îndrăgosti. Pentru tine aș fi, așa, da bă, e bine. Pentru tine aș fi, Matey, n-aș mai fi, Matey, că e doar Matey, da. Știu că ai suferit, mi-am dat seama ești rănită, știu că ai iubit, ai fost rău îndrăgostită. Știu că ai cu suflet, din păcate ai fost mințită, vreau să te simți bine, să nu mai fi folosită. Te fac să înțelegi că tu ești una la 100, să mă lau cu tine, să te fac eu cunoscut, să te ajut în orice vrei. Băi, e numărul 1, pe vrăjeală, Inui Sebi e numărul 1, dar nu știu, nu știu dacă la mine ar merge, rămânem așa, la mine rămân cu ale mele, ia, stai. Tu să fii susținută,
bă, sunt, e bine, mă, e bine cine a dat vocile astea adiționale, Diana Astrid, se vede că e mână, e lucrată, mă, e voce lucrată, a mai făcut piese de astea de dragoste, de nu știu ce, dar se vede că e profesionistă, îmi place rău de tot, din cum e piesa de dragoste, știi, nu mai e pe stilul ăla de trap agresiv, e piesa pe dragoste, se au vocile aia adiționale, bine, rău de tot, e bine făcută de dragoste, n-aș asculta eu așa ceva, gen, nu e o melodie pe care s-o bag, sincer, vă zic sincer, nu e o melodie pe care s-o bag eu în playlist-ul meu, pentru că n-ascult de astea de dragoste, că nu sunt îndrăgostit, dar... Da, e ok, e bine piesa, e bine piesa. Cred că o să o asculte femeile de o să o rupă oricum. Uite, are, în momentul de față, are 400.000 de 39.000 de vizionări, 21.000 de like-uri, adică are mai mult de 39.000 de vizionări real time. Dar YouTube-ul face niște, cum se numește, face niște de-astea nasoale rău de tot, gen, blochează o grămadă de vizionări și din cauza asta vezi că apar videoclipuri de genul ăsta cu 21.000 de like-uri și 39.000 de vizionări. Pe la 21.000 de like-uri piesa asta ar avea, nu știu, poate să aibă și 100.000 de vizionări. Nu știu acum, poate n-are chiar 100.000, dar oricum e bine rău de tot, s-a dus foarte bine. Băi, și e bine că văd cât hype și-a făcut Sebir și știu de foarte mult timp, foarte, foarte, foarte mult timp, îl știu de la începuturile lui, mă, și pe Sebi. Îi știu pe toți, și pe Sebi și pe Petri, știu de la început, de când s-au luat, nici nu, de fapt, stai că Petri nici nu făcea trap când de cât îl știu eu din story-uri. Golan, tu fată bună, știi și tu ne-am potrivit. Eu frumos și tu frumoasă, îți dai seama și ce copii. Unde vrei acolo mergem, te duc și în Abu Dhabi. Te-aș pune pe primul loc, tu ca alta nu ai mai fi. Pentru tine aș trăi, pentru tine aș muri. Pentru tine aș minți, pentru tine aș găti. Pentru tine aș face orice, dacă te-ai îndrăgosti. Pentru tine aș fi doar să vin, n-aș mai fi și înăi. E bine, mă, e bine, deci e bine. M-a rupt cu refrenul, mai vine o strofă? După piesa asta și persoana aia se va îndrăgosti de mine. Auzi că și persoana aia se va îndrăgosti de tine. Păi Sebi, păi stilul ăsta să mă bată, mă, dacă există cineva care nu e îndrăgostit de tine, mă. Pă bune. Știți, eu-s vagabond. Îmi plac mult femeile, da. Hopa, a. Hai că nu știam, cream că e o fată acolo. Păi, dar de fapt cine tatuează? E cea care tatuează sau cel care tatuează? Momentul să mă pun și eu la locul meu. Pe relația mea. Dacă-mi frânge inima, na. Revenim. Tot așa o susțin. Vă pup. Da, mă, e bine rău, uite, dau și eu like-ul meu, are like-ul meu, e bine rău, e de dragoste, e pe stilul ăla de dragoste, dar a mers bine, v-am zis, nu e o piesă care aș băga eu în playlist-ul meu sau chestii de genul ăsta, pentru că n-ascult muzică de dragoste, dar e bine, gen, pe filmul ăsta de dragoste și cine ascultă dragoste și dacă aș fi îndrăgostit, poate mi-ar place și mie melodia asta. Uite-te cum mi-am făcut părul ăsta, că de nu mi-am dat prin el într-una, vere. Da, mă, e bine. Și vreau să zic o chestie, băi, Cipi a evoluat, vorule, dacă se uită Cipi la clipul ăsta, te pup, vorule, a evoluat cu filmarea, ți-o zic sincer că a evoluat cu filmarea, adică printre primele tale clipuri care le-am văzut eu, nu știu, aveai tu un clip cu niște băieți, ai fost la filmări cu mai mulți și cu un tovarăș de acolo de al meu, de acolo de unde ai filmat clipul ăla, îl știi tu, care, nu mai știu ce piesă se numește, am mai filmat un clip iară, cred că la piesa de-a lui Nisebi, cred că la Tunate tot tu ai filmat. De acolo până la cadrele astea pe care le trage acum e cale lungă, să știi. Pe bune ți-o zic. Da, mă, e bine rău, mi-a plăcut. Ce să zic, felicitări Inei Sebi pentru piesă, vă pupă toți, cam asta a fost cu episodul. Kiss, love.